seara, sunt Natalia Chirtenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Irina era jos, împușcată, și bărbatul o ține de cap. Într-o seară de iunie, locuitorii satului Tartaul, raionul Cantemir, au auzit împușcături. Un sătean a tras într-o tânără. Eu ridică capoșa ea și pus pistolul aici ea. Trage odată, vă. Sătenii au fost și mai șocați când au aflat că agresorul era fostul soț al victimei. Cei doi aveau și un copil comun. Era stresat copilul. Doamne ferește, dar ce m-am vrut eu să mă împușc cu mine? Ca prin minune, femeia a rămas în viață, iar gestul înfiorător al fostului ei soț a rupt tăcerea apropiaților. Familia tinerei a început să vorbească în voce despre lucruri pe care le-au ascuns până acum. Nu știu cum a scăpat, nu știu că Iisus Hristos o chemă. Prin ce a trecut tânăra mamă până a fi împușcată în cap de fostul iubit, ce coșmaruri ascund relația celor doi foști soți și ce dezvăluiri vor face apropiații victimei, în ce stare se află acum femeia și de ce se teme cel mai mult acum, aflați astăzi. Un bărbat de 31 de ani și-a împușcat în cap fosta iubită. Martorii acelei scene de groază au fost cei doi copii ai femeii, dar și părinții acesteia. Valentina Brăileanu a venit astăzi la noi în platou ca să ne povestească despre drama prin care trece familia ei. Să o întâmpinăm. Bună seara, doamna Valentina. Noi știm că atăcătorul este chiar fostul dumneavoastră ginere, cei doi având și o fetiță împreună. Da. Spuneți-mi, vă rog, dacă știți sau presupuneți ce putea să-l determine la un asemenea gest. Nu știu, gelozia, cred că, nu știu. Era gelos? Era, cred că și răutatea care s-a crescut în familie lui, el așa s-a crescut. Despre ce vorbiți? Ce înseamnă răutatea din familie? Așa s-au crescut, așa au văzut la părinți, cred că. Fiica mea e foarte liniștită, ea nu ne spunea. Ea nu vă spunea nimic? Nu ne spunea nimic. Eu, deseori, ei vineau în ospiță, ei vineau acasă. Eu spuneam, nu putem să vorbesc cu dânsa. El se ține numai de dânsa, numai lângă dânsa. La telefon, când sunam, tot el răspunde. Parcă să-mi dau eu seama că... Parcă vedem că trăiesc, că parcă gine, parcă nu știu cum. Ea nu se plângea nu niciodată? Nu se plângea, nu, nu, nu. Dar spuneți-mi, vă rog, în acea seară, cum a ajuns fostul dumneavoastră ginere la voi în gospodărie, în curte? Cum a, o lua fetița și-o dus-o la... în vacanță, în Turcia, și-o adus-o acasă. Și fetița o dat-o acasă, dar pașaportul ei nu vreau să el de ei. Irina a cerut să-i dea pașaportul. Și el nu vrut, o zis că nu ți-l dau, că nu l-ai făcut tu. Dar e fete, eu tot am zis, documentul fetei trebuie să iei documentul la persoana, cu ei persoană. Și mai era o fiică acasă, o vine, zice, tu trebuie să dai pașaportul la fata. Și eu puțin o ridica glasul așa mai tare. El cred că era pregătit, eu nu știu, nu vă pot spune. Când nici o jumătate de secundă s-a întors și a luat pistolul de acolo, noi eram pe pris, pe eu, soțul, ginerile, fiica, el cu pistolul așa ea, noi ne-am temut. Cum n-am văzut eu așa fel în familia mea, ne-am temut, Irina a început a fugi în ogradă, avem o mașină, o da să ridici pe scări sus, că la noi așa e pe scări sus. Și au fugit și s-a și gândit, ies, nu îi împuște pe toți. Au fugit după mașină și au vrut capul. Eu văd asta și aud și acum. Au vrut capul sub mașină, el ajunge și eu ridica capul și acum e ca acum, gata. Trang, trang. Fica și care nu știu și curajul, a avut o sărit și eu l-am apucat de pistol. Și o împușcătură i-a venit în cap, dar una n-am văzut-o, ci că e lângă urechi, nu știu, n-am văzut-o eu. De două ori a tras? De două ori, așa cum a aud, cum o buhni. Și apoi avem acolo și patru nepoțele. Noi țipam, eu răcânem ajutor, nu era nimeni în mahală. Erau la lucru oamenii. E și fetițele. Și ne-am luptat până ne-am luat pistolul din mână, ginerile. O luat o bucată de
trobănul și i-a dat așa peste mâini că era tare. Nu dă de drumul la pistol și ne chemem. Și apoi el a luat fiica din mână și el s-a așezat, a zis că gata, chemați poliția, gata, tot s-a uitat la dânsa, a murit. Criminalul i-ai făcut și ce-ai dorit tu. Dar eu vreau să știu, deci fata dumneavoastră, ca prin minune, a supraviețuit, da, după acele două împușcături în cap. Cum se simte acum ea? O leacă mai binișor, acum ne-a sunat, chiar acum ea stând acolo. Deci ea și vorbește. Da, da, dar tot e greu, e foarte greu, îi trebuie lecuire, liniște, vrea lângă fete acasă. E... Ce știu ele despre ce i s-a întâmplat? Știi, mica, foarte gine, știi, Mircea l-a împușcat-o pe mama în cap, Mircea l-a împușcat-o pe mama. Prima, dacă e tata, ea, dar e șocată și e stresată, așa e... Plânge, vrea mamsa să vie acasă. Colegii mei au mers la Institutul de Neurochirurgie din Chișinău, unde rămâne internată tânăra împușcată în cap. Iată ce ne-a comunicat neurochirurgul Viorel Maxian, în grija căruia se află acum pacienta. Deci am făcut computer tomografie, unde s-au depistat alicile, este anul la cap, da? Ele sunt în jur de 8 alici. Este și regiunea gâtului, și regiunea capului, și intracerebral chiar este. Când au fost împușcat, nu au fost împușcat direct. Unde se centrește vital de respirație, de tensiune, da? Ei au făcut tangențial, așa, s-au dus în sus. Evident că s-au făcut un consiliu după ce s-au făcut computer tomografie. S-a luat o decizie de a continua tratamentul conservator, de a nu interveni la moment chirurgical, da? Deci alicele astea au două căi. Ori ele rămân la, în cap, ori, dacă o spați, facă o infecție, ceva, numai în cazul data să intervenim în mod urgent ca să înlăturăm alicele astea. La moment, starea ei este stabilă, în cunoștință, vorbește, adecvată, puțin molatică, apatică. Și așa, parcă o stare de frică, așa, îmi pare că are. Soț, iar o frică de soț, nici la poliție nu are încredere, pierdut toată încrederea și în justiție și în tot. Știm că dumneavoastră din start nu ați susținut relația lor. Nu, de ce? Deodată parcă nu am vrut. Că de ce? Noi suntem cu satele vecine alături. Și părinții lor sunt violenți, tatăl lui. Vai de capul la mama lui acum. Parcă mi se pare liniștit pe urmă. Ei zic, dar cred că o văzut și el singur povestea cum a crescut în familie. Foarte greu. Ei zic, dacă el cred că are lecția asta cum o... crescu și cred că să... O să se comporte altfel. Da, da. Și chiar nu am observat. Nu am observat nimic. Totuși, ei s-au căsătorit, s-au luat, au născut și un copil împreună. Haideți să vedem ce ne-ați povestit anterior despre căsătorie fiicei. Mama fetei povestește că cei doi îndrăgostiți ar fi cunoscut pe când fiica ei avea doar 16 ani. Relația tinerilor nu a fost primită ușor de către familia Irinei. Și asta pentru că în acea vreme băiatul era cioban la stâna din sat, spune Valentina. Am trimis-o la școală. Acolo a învățat, el s-a dus acolo peste dânsa. După familia lor, nu prea vreiem. Nu a putut să scăpe de dânsul și, mă rog, s-a luat împreună. Irina s-a căsătorit în anul 2012, pe când avea 20 de ani. Doi ani mai târziu a apărut și primul lor copil. Mama fetei spune că în rolul său de soție, tânăra era mereu tăcută și nu povestea detalii apropiaților. El nu putea nici să vorbească tot timpul, el era, el răspunde la telefon, dar eu nu-mi dădeam seama chiar. E nici acum, nu ne spune nici. Problemele financiare și lipsa unui acoperiș deasupra capului au făcut-o pe fată să plece la muncă în Italia. Tânărul ar fi ales să lucreze în Germania. Astfel, relația lor de cuplu la distanță nu a mai mers, spune mama fetei. Ai avut toată posibilitatea, sigur, am vrut să fac, dacă nu putem, du-te în drumul tău. În 2016, femeia a decis să divorțeze de bărbat. Alături de el, ea a trăit 4 ani de zile. Gelozia bărbatului i-a distanțiat mult pe îndrăgostiți, spune Valentina. Femeia aflase despre agresivitatea ginerului său abia mulți ani mai târziu, își amintește aceasta. Câteodată mă întreb și fășe tata lui mama. A, bunic, eu țin minte, eram mitică. O apucat de gât când noi dormim, o apucat de gât pe mama până să ne adușă și mama. Fășe așa ea, cu mâine și vine aia. Am avut și eu așa o relație asemănătoare, recentă, 2 ani m-am chinuit așa.
Deodată am primit o palmă, s-a cerut scuze și eu am iertat ca o prostuță. Și mi-era rușine ca să spun la familia mea că el mă bate. Adică, venim vânătă acasă. Adică am spus la sora mea, mă ducem vânătă, că am făcut murașchi. Și sora mea mă întreabă, ce-ai pățit? Și cu tine, tot normal, tot normal. Eu asta ascundem. Până asta, el a început intensiv să mă bată până dimineața la 5, să mă tragă de păr tot scările, până sus. Și eu tot așa iertam. A intrat frica în mine și eu mă temem. Gata, nu putem spune la familie, nu putem spune nici la poliție. Pe urmă m-am luat în mâini și am plecat la poliție și am dat la poliție. Cred că la poliție am fost de vreo 5 ori. Acum ai scăpat de frică? Da, acum am scăpat. Am scăpat și chiar m-a bucurat foarte mult. Și eu vreau să spun la toate femeile să nu aibă frica și să ducă la poliție din start. Să nu fac prostia asta cum am făcut-o eu și nu m-am dus deloc. Am acceptat, poate mi-a trece, poate al iert că n-a să mai facă, dar nu-i corect asta. O ridicat mâna odată, mai ridic și mai ridic și mai ridic. Nu știu acum, nu pot să-mi revin, pentru că, într-adevăr, sunt... Dar să-mi te rog, cum ai scăpat tu de frica ta? Eu am intrat în depresie. Eu am mâncat la dânsul bătaie, am fost la dânsul la țară. Pe urmă am fost la apartament la sora lui, am mâncat și acolo bătaie. Am avut momente când am vrut să sar la etaj, la 5 etaj. Au fost momente când el m-a apucat de gât și eu nu mai aveam aer. Eu am început să îmi pare că mor. Bătem cu palma în pământ și spunem să-mi dai pace. Eu am impresia că el m-a scuzat, dar parcă e mazahist. E tras o palmă, el două ție. E ca așa. Și pe urmă spune în genunchi și spune, iartă-mă, te rog frumos, eu te iubesc. Eu tremuram în casă și din... eu nu dădeam seama că eu tremur și din dință faceam așa, știi? Cum, eu aveam o stare, nu știu ce stare asta, nu știu, cred că nervă, nu știu. Noroc de sora mea că e alături și m-a susținut în unele momente, dar eu totuși ascundem și el nu mă înțelege. El spune, eu de câte ori te ajut și tu îl ierți. Asta nu e normal. Te bate tot o zi de mână cu tânsul. Asta... De ce îl iertai? Nu știu, a intrat frica asta în mine. El m-a amenințat. Diferit, îmi spune. Au fost momente când a aruncat cuțetul în mine, da, au fost așa. Eu n-am pus asta în public și am prins frica asta. Și m-am închis în mine și nu știam ce să fac. Unii să mă duc și unii nu povesteam, puteți, ei, da, și tot normal. Nu e nic strașnic, du-te la poliție și nu sta. Eu le spuneam, pe mine mă așteaptă în pădez, mănânc bătaie, îmi chema și poliția de multe ori. E, și nu știe, da, poate tu, da, poate ți-ți place să te bată. E ca așa, cum spune, în momentul de astea. Asta e o chestie care joacă bine la psihologie și ți-ntră frica în tine și tu nu poți. Nu poți ca să te stăpânești. Trebuie să te ajute cineva în situația asta, doar familia, ori, nu știu. Eu am scăpat de... Am început din nou să mă întâlnesc cu un băiețel, cu un băiet, că altfel nu putem să scăp. Și el a normalizat situația. Și acum chiar sunt, Doamne, mă sunt foarte, deci foarte bine. Deci ai simțit că un alt bărbat te poate apăra. Da. În satul Tartaul, raionul Cantemir, un bărbat de 31 de ani și-a împușcat fosta soție în cap. Din fericire, femeia a supraviețuit în urma atacului. Anterior, părinții tinerii ne-au povestit cum s-a întâmplat incidentul, dar și că mulți ani nu au știut nimic despre viața fiicei lor alături de un soț agresiv. Acum în platoul nostru vor intra sora și fratele femeii împușcate, care sunt gata să facă dezvăluiri șocante despre faptele fostului lor tinerii. Bună seara! Bună seara! Bună seara, bine ați venit la noi! Vă rog să luați loc! Mulțumim! Nicola, e adevărat că înainte de a pleca în Italia, fostul vostru cumnat a avut o discuție cu tine? Da. Ce ți-a spus el? El a venit cu mașina, era beat, criță, cu fata, m-a chemat la poartă, vreau să vorbesc cu tine. Poftim, vorbește. Până la asta noi am fost certați, tot în cazuri de astea. Și el a venit și ne-a spus că eu vreau să plec și nu știu dacă mă mai întorc, că fata mea, eu e aici și vă rog frumos, tu și surorile tăle, dacă îți poți, chiar dacă nu ai fi eu, să aveți grijă de fata mea. Zic, da unde pleci? Că am fost și eu plecat. Fiecare am fost tăți, plecați, ne-am dus, am venit. Nu ne ducem cu scopul, așa i-am spus. Zic, noi nu ne ducem cu scopul că să murim sau asta, dar ne ducem cu un scop că să ne ducem să venim cu un viitor mai performant, mai un alt. Tata și ghin, eu sper că eu am alte lucrurile mele, că lucrurile mele merg mai altfel. Păi sănătate să-ți dea Domnul. Sănătate. Eu am gândit, zic, să fii tu sănătos, că copilul tău nu se pierde, că suntem mulți care noi să te ajutăm dacă trebuie. Dar nu te-ai alarmat? Nu, nici nu m-am gândit. Când Domnul vine și îți spune, dacă ceva se întâmplă, să ai grijă de copilul meu, parcă te alarmezi, parcă te gândești, stai puțin, ce vreau să fac? La momentul acela, parcă ne aduc aminte că i-am spus, dar
așa și i-am spus, că fiecare am fost plecați. Dar dacă mergi la bine, la bine mergi, nu la rele. Dar el cred că avea gânduri de rele. El cred că de-acu știe că a pus tot la cale, că să ducă sora, să o ucidă sau și să-i fac, să-i bage. Eu, după aia, după ce am auzit de la surorile mele, când, la secunda când m-a apelat mama și cu sora, eu am mers la dânsa acasă. Nu trăim așa departare mare, e un kilometru, doi. Suntem așa, nu chiar departe. Și m-am dus înfuriat. Cum înfuriat? M-am dus fuga să văd și eu, să aflu și trebuie. Primul ajutor, mergem și în Italia, hotărâm întrebările. Și atunci ai legat aceste două lucruri, da? Uite, da, ce s-a întâmplat în Italia și da, ce ți-a spus el înainte. Da, și am spus că tu nu te-ai pornit după faci bani, să faci în viitor la copilul tău sau poate să faci performanță în familia ta, să stea în devii un om mai cu avantaje mai mari, dar tu te-ai dus pe umor. Hai să auzim ce ne-ați povestit despre incidentul de acum 3 ani din Italia. Atenție! Da. El o sunat-o pe dânsa și i-a spus, eu sunt în Italia. Eu o ieșit la 2 ore și o zic, el spune, nimeni a mâncat. Și numai ies întoarși și-i spune, îți bune cum îți prăjite și el deodată i-a vrut, nu dov de să-i spui tot cuvântul. Și el i-a vrut deodată cuțitul în gât. Și a tăiat un cablu care cu priză, care se bagă în priză, l-a desfăcut. Sora cât îi gătea mâncare acolo, el a venit, a gătit și a zis, mulțumesc de masă, dar pune mâinile aici și eu acum ai să face și îi spun eu. Am fost tăiat, pus la 220, ținut, țin mâinile, el a pus ca să rezist toate astea până să o omoară. De sânge, cum era e, o reușit să-i spui că cheamă poliția, vină cu poliția. Și el pe drum, soțul, de pe drumul la poliția și s-a dus acasă la noi. Era toată plină de sânge, el a fugit, nu știu ce a făcut documente, a aruncat toate documente, a fugit să ușidă. El s-a ridicat pe pod și a sărit în gol. Și atât, am dus-o la spital și pe dânsul la... Da, și acolo noi n-am avut... am avut încrederea asta de a-l lăsa liber. În sens, fac legea cu dânsul și el vrea și n-am luat avocat, n-am luat nică. Să-i fac legea cum vrea el. Cum s-ar zice, am vrut să-mi dăm o șansă. Zic, poate el acolo, la cei ce am povestit noi, poate el acolo a văzut și înseamnă, are copil, vine acasă, anii trec, mintea crește, dar el a venit a doilea oară tot cu tentativa de omor. Așa fel de om, el a devenit un om periculos. Dar spuneți-mi, vă rog, pentru acest episod, el a fost cumva tras la răspundere? Da, acolo, da, pur și simplu. Irina avea frica că eu trimis, are el un verișor aici, tot la pușcărie. Și eu trimis mesaj, tu dacă te duci la, la judecată, eu pe tine te ușid. Și nu a fost. Până la urmă, el a fost tras la răspundere? Acolo, da. Da. El a stat închis? El a stat închis. Acolo, în Italia? Trei ani. Câți ani asta? Trei ani? Trei ani. Și când s-a eliberat, sora voastră a continuat să comunice cu el? În comun au un copil. Da. Dintre care sora mea niciodată nu a procedat că copilul să fie indiferent sau înlăturat de tată. Ea a vrut tot timpul că copilul lor să știe cine-i tatăl, cine-i mama. Vreau să zic că e strigător la cer. Da. Nu vă supărați familia Irinei, dar e vina voastră. Nu vă supărați, vă rog. Da. Eu cunosc cazuri care au fost aproape de noi, dar ne-am implicat. Numai odată, vă zic că e exact aceeași poveste. O amenința că dacă o să spună, o să o omoare. Și întâmplător la o petrecere, a luat-o într-o parte, a bătut-o bine și a văzut cineva dintre noștri. Atunci l-am luat toți, așa, și surorile și frații, l-am pus într-un colț și am zis, ți-ai luat catrafuțele și ai plecat. Dacă încă o dată se mai repetă, dar până atunci i-a suportat foarte mult, a suferit. Dar voi sunteți mulți, sunteți bravo, mă uit, sunteți uniți. Puneți-vă, și el acum, îmi cer scuze, unde este el acum?
reținut. E reținut? Da. Nu știu, nici nu știm dacă e reținut. Să ascultăm comentariul pe care l-am obținut de la Inspectoratul de Poliție a Raionului Cantemir despre acest caz. La data de 14 iunie 2021, în satul Tartaul, Raionul Cantemir, o locuitoare a acestei localități a fost împușcată de către fostul concubin dintr-o armă artizanală. În acest caz a fost pornită o cauză penală pentru tentativ de omor, iar suspectul a fost arestat pentru un termen de 30 de zile. Acesta nu are alte antecedente penale. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă de la 15 la 20 de ani de privațiune de libertate sau pe viață. Deci eu nu mă... Este organ de urmărire penală, la să-i clarifici. Violența în familie e 1, este prevăzut în codul penal, 201 cu indicele 1, cum zicem noi. Deci purtarea, confecționarea și purtarea armei ilegale, 2, ilegale, și da. La urmă tentativa de omor. Eu nu știu de ce, doar numai tentativa de omor, o luat-o organul de urmărire penală. Dacă le e toate împreună, este o stare agravantă. Și dacă mai pomenim și că el și mai înainte, deci el de două ori a vrut să facă, dar nu a putut să facă, nu a putut să facă din frica lui. Deci reprezentantul presei Ministerului de Interne, când a afirmat că nu are antecedente penale, deci i-a afirmat din informația a Republicii Moldova, oficială, la o etapă prematură, când dosarul abia este pornit. Dar credeți-mă că această informație din Italia, când este condamnat definitiv și executat pedeapsa pe teritoriul Italiei, această informație va figura pe dosarul penal și antecedentele penale vor exista. Alte probleme că sunt stinse sau distinse. Cum vor figura aceste informații? Vor informa. Aici trebuie să fac treaba organele de drept, în special organul procuraturii, care colaborează cu organul procuraturii din teritoriul Italiei. Este procedura de recunoaștere a sentinței de condamnare de acolo, a informații cu privire la executare. Spune în baza de date a Republicii Moldova că el, într-adevăr, a comis o faptă ilegală pe teritoriul unei țări străine și cu siguranță va figura această informație pe dosarul dat. Se va lua în considerație fără îndoială. Deci chiar cât de prost n-ar lucra procuratura, dar eu sunt sigur și am convingerea că această informație va figura pe dosarul penal. De asta stați fără grijă. Mulțumesc. Și cum va influența asta soarta acestui bărbat? Deci va influența, dacă să facem așa o presupunere, ce sentință se va aștepta pe caz. Această sentință de condamnare din Italia are un rol, spunem, foarte semnificativ pentru luarea unei sentințe de condamnare, inclusiv se va ține cont și la calificare cu privire... E ca circumstanța agravantă și se confirmă tentativa lui de omor, fiindcă eu presupun că pe articolul acesta acum se incriminează, deci anume articolul acesta se incriminează. Asta încă o dată confirmă intenția lui prealabilă de a comite un omor, care el a eșuat din alte considerente care nu i s-a reușit. Dar asta cu certitudine are un rol foarte important la stabilirea pedepsei. Evident că judecătorul va decide o pedepsă mai aspră în ani de închisoare. Și evident că la calificare, ca să nu mai rămân la îndoială că a vrut să comită omorul, n-a vrut. Eu, ca jurist, sunt convins că el a vrut să comit omorul. Da, a fost pregătit. Măcar că sunt avocat și deci apăr clienții mei, dar eu s-adet pentru asta că cei care sunt vinovați trebuie să-și merite pedeapsa. 9 ani, de ce? Ce a spus ea, de ce a mai socotit de câteva ori și a spus că nu, a fost 9 ani de zile. Ești o proastă, tu nu faci așa, nu faci așa. Soțul ia salariu în toată luna, soții și nu el da și ea cerșește pentru chestiile ei personale. Nu te ajută nimic chiar, fiecare scaut de treaba lui, de familia lui. Îți primești că el a violat-o? Da, el i-a spus, dacă te duci la poliție și spui, eu vin și te ucid. Fica mea e foarte liniștită, el nu ne spunea. El cred că era pregătit, că nici o jumătate de secundă s-a întors și-a luat pistolul de acolo și a fugit și s-a și gândit el să nu-i împuște pe tot. A fugit pe mașină și a vrut capul. Eu văd asta și aud și acum. El ajunge și a ridicat capul și acu ea, ca acu, gata. Tranc. Și o împușcătură i-a venit în cap, dar una n-am văzut-o, ce că e lângă urechi. Fata dumneavoastră, ca prin minune, a supraviețuit. Da, dar tot e greu, e
foarte greu, îi trebuie lecuire, liniște. Am avut și eu așa o relație asemănătoare. El a început intensiv să mă bată până dimineața la 5, să mă tragă de păr tăți scările până sus. A intrat frica în mine și eu mă temem. Pe urmă m-am luat în mâini și am plecat la poliție și am dat la poliție. El a venit și ne-a spus că chiar dacă nu-i fi eu, să aveți grijă de fata mea. El cred că de acum știe că a pus tătă la cale. Vă reamintim că în această seară vorbim despre incidentul care a avut loc în satul Tartaul, Cantemir. Un bărbat de 31 de ani și-a împușcat fosta iubită în cap. Din fericire, tânăra a supraviețuit. Anterior, apropiații femeii ne-au povestit despre alte atacuri asupra ei întreprinse de fostul soț. Și atunci, tânăra a scăpat cu viață, ca prin minune. Iar acum, în platoul nostru va intra actualul iubit al Irinei. Ce cunoaște el despre relația anterioară a femeii, vom afla imediat. Să-l întâmpinăm. Vasile, bună seara, bine ai venit la noi. Bună seara. Vreau să te întreb, în primul rând, dacă l-ai cunoscut pe Mircea, fostul soț al Irinei. Nu, eu nu l-am cunoscut. L-am cunoscut după ce am făcut cunoștință cu Irina. Eu cu dânsul nu prea am stat de vorbă sau nu-l cunoșteam nici din sat. El e de la lingura sa de vecin, nu-l cunoșteam pe dâns. De câți ani sunteți împreună cu Irina? 4 ani. De 4 ani sunteți împreună. Irina, ți povestea ceva despre relația ei cu fostul soț? Nu. Nu? Nimic? Ea îmi spune așa puțin, nu vrei să-mi spui tăcile acum. Ne-a spus că trăie greu cu dânsul, că bătea tot timpul. Dar așa nu ne-a spus atât detalii să-mi spui. Hai să vedem ce ne-ai povestit anterior despre asta. Atenție. Soția, cum ne-a spus, că odată a amenințat-o cu cuțitul în mașină, că obliga că străiască cu dânsa. Și de frică i-a spus, bine, noi ne împăcăm amândoi înapoi. De frică i-a spus. Și a doilea oară, i-a zis că o pune cu deasă la că să fac dragoste cu dânsa. Dar e de frică făcea asta. Asta l-a zis soția. El a vrut să mă ucidă și cu deasă l-am pus să fac dragoste cu dânsa. I-a pus cuțitul la pânci, în mașină. Soția a vrut să sară din mașină, tot timpul era cu frică de dâns. Chiar și când îi duce fata, eu aduce la poartă să-i dea fata, tot și de cu frică. Eu din contră iasă la soție, duce-l de la poliție, atunci când te-am violat. Ea avea frică, eu nu vrea să duc, este mie, dacă să-l dau, el îți vii și mă ușine. Deci voi, practic, ambii trăiați în frică? Da. Este mie să duc la poliție, să zic. Dar asta când s-a întâmplat? Când deja voi erați împreună? Da, cu vreo 4 luni în urmă s-a întâmplat asta. Asta nu de mult s-a întâmplat. Eu duce la Cantemir că să-i fac cu procur sau să facă pașaportul la fată, nu știu. Și apoi el cu deasă l-a pus. Cum tu ai primit această informație? Da, cum era să prinesc? Nu i-am zis nimic. Eu organ să duc la poliție, dar eu nu vreau să duc. Tu n-ai vrut să pleci singur? Dar nu putem să mă duc singur. Eu nu dădea voie ca să mă duc. Nu putem să... Pe mine și nu era să mă creadă dacă era să mă duc eu singur, el să zic. Vasile, eu corect am înțeles. Cu 4 luni în urmă, sub pretextul că să meargă să facă un procur, fostul soț a întreprins un raport sexual cu ea? Cu 4 luni în urmă. Cu 4 luni în urmă? Cu 4 luni în urmă. Și să spunem asta din spusele tale, asta prezintă un viol. Da. Deci se primește că el a violat-o. Da. Și nu, din frică nu a sesizat organele de drept. Drept, da, înțeleg? Da, da. El i-a spus, dacă te duci la poliție și spui, eu vin și te ucid. Bine, dar acum ea are ocazia să facă această plângere. A făcut-o? Da, nu a făcut-o, nu știu. De-am cred că să facă, să scrie mai departe, când asta. Păi asta, este o chestie foarte serioasă și inclusiv la calificarea juridică a acțiunilor sale, inclusiv la această etapă, dumneavoastră trebuie să vă gândiți foarte serios, fiindcă... Părerea mea ca jurist e de urgență trebuie să sesizați organele de poliție pe cazul care tu l-ai afirmat acum în public. Dacă n-ați fi sudul tătă, asta noi să ducem să scrim plângere mai departe. Nu așteptați judecata să fie. Astăzi ieșiți din platou, indiferent chiar unde se află Irina, dreptul ei să apeleze 112 poliția și să afirme preventiv despre existența prespuse infracțiuni de viol. Mai am o întrebare eu. Vasile, când ar fi auzit asta de la Irina, putea el să sesizeze poliția, chiar dacă Irina nu vroia? Uitați-vă, el putea să sesizeze, dar ținând cont de această categorie specifică de infracțiuni,
care o să mă înțeleagă doar juriștii. Deci, la cererea victimii se pornește și la cererea victimii se poate înceta această categorie de infracțiuni, așa prevede. De asta eu insist ca Irina să facă aceasta și frica de poliție se despară, fiindcă doar noi toți am concluzionat aici că frica doar agravează deci, acțiunile agresorului. Dar frica deja la Irina a dispărut, faceți-o de urgent. Așa cum v-am spus anterior, echipa noastră a fost la Institutul de Neurochirurgie, unde se află internată tânăra împușcată în cap de fostul ei iubit. Medicii îi descriu starea drept stabilă, însă nu se grăbesc să o externeze. Colegii mei au reușit să aibă o scurtă discuție cu femeia care a povestit despre teroarea pe care a trăit-o 4 ani la rând. Mărturia ei o vom auzi în curând. Dar acum vă invit să vedeți ce ne-a spus tatăl agresorului despre fapta fiului său, dar și despre relația cu Irina. Atenție la ei. Era șoban la Tartaol, pe în clasa 7-a. Și de atunci s-o luat. Cu iubieta ar pe dânsă, pe Irina. Iar pe la Germania, el la Italia. Și s-o găsit cum fie că s-o... Și acolo bătut-o. O prins o cu altul, care trăiește în ziua de azi. El a venit la Germania, de el care... Cum e s-o prins-o acolo? Pe neașteptați. Când o deschis ușa, eu despendem. Dar nu m-am așteptat, Doamne, el... El a dus sâmbătă fata, duminică duci fata înapoi. Ei, tati, dacă duci în sat, vezi, nu te teme, că și... Da și să mă tem. Ei nu-ți spăre un fel și ai să auzi primit. Și da și să auzi. Mergea un pușcat pe Irina. Alea pe dași telefon și nu puteți mă opresc pe azi. Dar nu m-am așteptat, Doamne. Zău că măcar să fumeze, să bei. Știu că asta nu polzuiește. Că el pe mine mă ocărăște, că de, tati, că le deși bei. Descârbă pe... Dar el și-a văzut ficiorul măcar vreodată. L-a întrebat de unde se duce, unde vine. L-a educat vreodată. În această seară vorbim despre incidentul care a avut loc în satul Tartaul, raionul Cantemir. Un bărbat de 31 de ani și-a împușcat fosta soție în cap. Din fericire, tânăra a scăpat cu viață. Anterior, de la frații victimei, am aflat că bărbatul a mai încercat să-și ucidă iubita și chiar a fost condamnat pentru asta în Italia. Acum, după ultimul atac, femeia se află internată la Institutul de Neurochirurgie din capitală. Colegii mei au vizitat-o acolo. Tânăra ne-a mărturisit detalii din viața ei alături de fostul ei soț. El era la Germania, eram la Italia. Și între noi s-a iscat un conflict să ne dispărțim. Prima m-a tăiat și după care o dorit să mă pui la electrocutare doar cu o sărit. Mi-a dat micuțătul eu pe el să-l tai. Că eu mă stăruiem să-l calmez, pentru că se pot ieși măcar așa tăiet să mă salvez. Cu un timp oarecare în urmă, când eu eram la Italia, el m-a sunat și ne-a zis că să-i dau iscăltura pentru că el și ia armă. Și eu n-am fost de acord, adică eu am zis că nu-ți dau nimic. Și adică eu nu știam, are sau nu are, eu nu eram sigură. Că el tot timpul ne pune să ne împăcăm, dar eu nu vreiem. Și adică nici mama mea. Sincer, eu nu știu, mi-am amintit de câte am tras eu și uneori nu te ajută nimic chiar. Fiecare scaut de treaba lui, de familia lui și tot una de ce ai tu și probleme ai. Uneori poți să te închizi singur în tine și când îți spune o persoană dragă, păi las, iartă-l, tâta și băghin. Atunci gata, tu te închizi în tine, tu nu mai vrei de-am să-i spui, să te mai apropii încă o dată și spui, ajută-mă, te rog frumos, că nu poți scăpa, într-adevăr nu poți scăpa. Asta au fost așa momente când eu, într-adevăr, îmi plam vânătă, urechea, nu știu dacă mai am acum, dar eram, parcă eram ăsta, boxer. Îmi plam cu urechile vinite. Crezi că Irina trece anume prin aceste sentimente pe care da. Le simți și tu? Da, eu pentru asta foarte bine înțeleg. Eu cred că să înțeleagă doar femeile care trec prin așa situație. Câte să spun eu, ok, tu ești o proastă, mă scuzați, tu ești o proastă, tu nu faci așa, nu faci așa. Și fiecare ducea la casa lui. Dar nu a încercat nimeni să stăi. Da, nu-i dator nimeni să stăi lângă tine și să spui, hai, bună ziua, că tăți au familie. Dar ar trebui de vorbit mai mult. Și să te cuprind o leacă, să spui, sora mea, nu știu, să vorbească mai mult cu tine. Eu cred că așa e normal. Dacă îmi permiteți, deci eu m-aș uita și din alt punct de vedere. Din păcate, dar femeile noastre, inclusiv și bărbații,
nu sunt informați din punct de vedere juridic unde se începe și care este limita, unde se începe violența în familie, da? Și care sunt aspectele ei, ca tu să știi. Violența în familie nu doar este fizică, dar este și psihologică și este și financiară. Deci are trei elemente. Atâta timp cât, ca exemplu, care a fost și în practică, soțul ia salariu în toată luna, soții și nu el da și ea cerșește pentru chestiile ei personale, pentru, mai știu eu acolo, sau chiar pentru o cafea, în cazul meu a fost. Deci asta deja persistă violența în familie. Ca să știe femeile, trebuie să fie informate. Mai departe, chiar și a ridicat glasul, sau a, și asta periodic se întâmplă în cazul unui deci violență în familie și în cazul dumneavoastră, eu cu siguranță sunt sigur că dumneavoastră ați știut, pur și simplu n-ați știut că asta prezintă o violență în familie, dacă ați, de asta că nu ați fost informat. Deci aici vreau să mă rotunjesc că trebuie lumea să cunoască că violența în familie nu este doar cu bătaie, cu sânge, dar este, dacă în timp ea persistă deci de-a lungul anilor, deci cu siguranță acolo nu doar bătăi, acolo sunt răcnite, acolo sunt violența financiară, acolo persistă ușor toate acestea. Deci asta se poate de observat și de sesizat organele de drept, de urgență, ca să stopeze flagelul. Eu să mă spun așa o situație, că tot sunt de acord, dar sunt momente când eu am chemat poliția. De exemplu, eu n-am interfon sus, nu pot să mă suni, trebuie la 14 etaj, poliția e jos. Hai, tu ieși ori nu ieși. Nu dau vina pe poliție. Cum să ies? El la mine la ușă. Eu nu mai ies, îmi dau un pumn în cap și gata. Nu mai reușesc să ies până jos la 14, la primul etaj, să deschid ușa. Iar mă sunt. Tu ai de gând să ieși ori n-ai de gând să ieși. Așa au procedat? Da, așa au procedat. Și zic, sunați vreo frumos la un vecin, că eu n-am damafon acasă. Sunați, eu nu pot să ies. Poliția a luat și polițiștii trebuie să știe despre asta. Adică, da, eu cred că el ușă cum sunt împuiată eu la scară nu reprezintă un obstacol ca grupul eu operativ sau cine o fi acolo să muraști. Intre în bloc, nu? Eu cred pe Ina. Eu cred că foarte multe femei vorbesc despre astfel de situații. Și le-au frică, el le-a mus mai duc. După plângeri la poliție. Și atunci există o explicație de ce femeile noastre preferă să tacă și să nu meargă la poliție, să nu sune la 112 și tot așa. Pentru că după un astfel de caz, ești absolut descurajată. Și a doua oară nu mai ai niciun motiv să suni la poliție. Tocmai de atât, deci vreau să, din păcate, dar constat, fiindcă practica îmi permite să concluzionez că organele de drept, poliția șchiopătează la aceste aspecte. Nu prea își fac treaba și de multe ori noi avocați împingem ca cu, nu știu cum să vă explic, ca să meargă roata, inclusiv ca să mergi la judecător să ceri o ordonanță de protecție, trebuie să aduci probe care se examinează în 24 de ore de urgență, ca și cum. Ce probe în 24 de ore trebuie să aducă avocatul ca să prezinte judecătorului, ori e suficient doar plângerea victimii și poți să aduci de 3 ani în urmă o poză unde el, nu știu. Și bine, dacă ai luat o palmă, și judecătorul dacă ai luat o palmă, da, nu s-a ajuns până la vânătăi, până la sânge, cum demonstrezi că ai fost atacată sau că ai fost agresată? Păi, de asta? Și judecătorul respinge să emite ordonanța de protecție că nu sunt probe. Păi scuzați, așteptați sânge sau așteptați să iată cazul care îl avem acum ca să vă convingeți că trebuia atunci de luat o ordonanță de protecție? Deci la noi sistemul, da, dar atâta timp este, funcționează rău, dar atâta timp cât știu toți că la noi e problema socială cu violența în familie, eu cred că aici ar trebui organele de drept să se accelereze în sensul dat, să stopăm. Alături de echipa Vorbește Moldova, la spital, Irina a fost vizitată și de către experta noastră psihologă Cornelia Bodorin, pe care o invit acum în platou. Cornelia, te așteptăm! Bună seara, Cornelia, bine ai venit! Cornelia, așa cum am zis, tu ai discutat cu Irina. Te rog să ne spui în ce stare ai găsit-o, stare psihică, emoțională? Deci în viziunea mea vorbim de o tulburare de stres post-traumatic care face parte din neuroze. Deci e o tulburare funcțională, este gravă și gravitatea depinde de gravitatea stimulentului care a intervenit. Deci, spre exemplu, cineva poate să fie urmărirea unui accident, a participării la război, careva moarte, sau adică niște situații de-astea grele și mari. Și la fel de grea și mare a fost situația victimei și este.
este într-o stare deplorabilă și a declarat ea singură, chiar a declarat niște simptome. Deci a declarat tulburare de somn și a declarat tulburări afective, adică cu plâns spontan, chiar care deseori era nemotivat. O stare foarte mare de disperare și neîncredere, lipsă de speranță, a demonstrat și iritabilitate, mânie pe situația care este și pe mânie de lipsa speranței. Deci ea se supără pe ea însuși, că își dă seama că nu poate face nimic. Anxietate sporită, a arătat și un atac de panică. Ea evită să vorbească despre locurile sau să fie în locul sau să se întâlnească cu persoane care îi aduc aminte despre starea traumatizantă în care a fost plasată în o singură dată. Cornelia, spune-mi, te rog, noi am aflat aici că ea a trăit o teroare timp de 4 ani în această căsătorie. A avut și un atac asupra ei, la viața ei, practic. Ea ție, ți-a povestit despre asta? Ceea ce mi-a zis mie a fost starea de coșmar prezentă timp de 9 ani. 9 ani de ceea ce a spus ea, de ce a mai socotit de câteva ori și a spus că nu, a fost 9 ani de zile. Deci, practic, nu 4 cât a durat căsătoria lor, dar... 9 ani de zile sunt spusele ei și această mare, mare neîncredere în sine și neîncredere într-o rezolvare a problemei a dus-o la situația că tăcea și răbda, iarăși niște cuvinte de astea care le auzim noi permanent, pentru fiică, vroiam să fie totul bine, credeam că se astâmpără, credeam că se rezolvă. Păi oameni buni, nu se rezolvă niciodată, așa cum ați spus și dumneavoastră. Nu se rezolvă absolut niciodată. Dacă a fost să fie un prim pas de agresivitate, el va continua în progresie, zi de zi, absolut. Nu a comunicat, eu cred că oricum puteau să fie și erau semnale că ceva nu este corect în familia aceasta. Nu puteau să nu fie, dar nu au fost observate. Noi mai avem pregătit un fragment din mărturia Irinei pe care te invit să o vedem împreună acum. Am văzut că eu am venit din Italia, am un recent. El era acasă și s-a întâmplat că m-am dus cu el cu mașină și avea cuțite la el. Adică le scotea să mă împui, să trăiesc cu el. Adică dacă nu mă tai. Ce? Niciodată n-ai anunțat poliția, n-ai încercat să scapi el? Nu, pentru că eu am și la momentul dat frică de el. Înțelegeți, odată el și mă tăiat, a intrat, a fost închis și el a ieșit la libertate. Parcă nu s-a întâmplat nimic. Credeți-mă că eu am mare frică. Pot să vă spun că mi-e teamă și să fac un pas afară. Dar chiar și în curte la mine acasă. Am comunicat mai mult pentru fată, pentru că fata se trăgea la el. Nu putem să interze copilului la tata lui, nu? Eu îmi doresc să trăiesc liniștită lângă fete, să le pot crește pe amândouă. Una lângă alta și să mă les în pași. Aș spune să-și vadă de viață, să fie fericit în modul care poate să fie ea. Nu e grea pedeapsă? Pedeapsă nu i-aș vrea dacă el mi-ar da pace. Nu o să-i dea pace. Deci nu există așa posibilitate de reconștientizare, de remușcări de suflet, de revenire la normal. Nu există așa ceva. Deci este o maladie, este o tulburare foarte, foarte gravă. Deci acolo, dacă săpăm un pic, iese Doamne Sfinte ce. Deci este o persoană bolnavă care are motivul de a fi bolnav. Deci sunt niște antecedente. Ceva a fost în familie ce e foarte, foarte grav. Și să fiți foarte, foarte atent că schimonosește, poate schimonosi și viața fiicei. Deoarece este o amprentă care la o vârstă oricare va izbucni diferit. Sau va fi violentă. Se presupune sau este mare posibilitate, va fi violentă ea, mai des dacă este bărbat, atunci va fi violent el, sau va căta situația să se victimizeze, adică ea va căuta să fie lovită, victimizată și așa mai departe. Cât de paradoxal n-ar suna. Pe eu, în primul rând, aș propune ca totuși victima să dispună de o asistență juridică ca să fie corect examinat dosarul care deci se să-și ia un avocat. Să-și ia un asta avocat, este recomandarea da. Ta? Aș atrage direcția pentru protecția copilului, nu pe dosarul penal. Deci asta este alt subiect de văzut. Dacă
copilul, nu se afectează interesele copilului, chiar în contextul că îl iubește pe tata. Fiindcă eu aș examina dacă sunt premizele de cădere din drepturile părintești, în sensul că, reieșând de cum a acționat în prezența copilului față de mamă și așa mai departe, poate sunt premizele de a decădea pe el din drepturile părintești. Iată sub aspectul ăsta, aș atrage atenția. Se numește o expertiză psihologică în privința copilului. Psihologii discută și văd și constată. Chiar și dacă îl iubește pe tata, dar nu cumva o să crească mare și o să fie și ea mamă și o să chinuie și urmașii urmașilor. În rest, deci, per ansamblu, vă zic, nu doar dumneavoastră, dar la toată lumea, nu vă temiți să apelați poliția, chiar și dacă ea lucrează. Mulțumim, Andrei. Ea are nevoie psihologic, are nevoie de atenția soțului, neapărat și a copilului. Nu mai vorbesc de cei din jur. Dar dumneavoastră sunteți cel mai importantă persoană care ați putea să o ajutați, în afară de psiholog. Tot timpul nu uitați să-i spuneți că o iubiți. Nu uitați să vă apropiați, să o sărutați, dimineața, de câte ori. Să știți că asta foarte mult ajută. Eu vă doresc multă sănătate la toți. Mulțumesc! Eu stau și mă gândesc că sunteți chiar o familie unită și frumoasă. Eu o privesc pe dânsa, am privit-o, adică, și am început să plâng, nu știu. E fată străină, nu o cunosc, dar am început să plâng. Eu cred că toată emisiunea vrem să plâng. Eu vreau să-i spun lui Irina să iei în mâini, să fii fată bravo, fiindcă dacă n-a să ajute, ies singură. Pe dânsa n-a să ajute nimeni. Uneori trebuie să ai și tu trebuie să te ajuți singură. Fiindcă, în primul rând, te ajuți pe tine și apoi și din jur. Fiindcă, în primul rând, ai copilaș și trebuie să te gândești la copilaș. Și trebuie să, Irina, eu vreau ca să spun, tu să iei mâini și bravo și lasă tot rău și negativul în spate. Asta e cel mai important. Aici încheiem liniște și pace, vă doresc să vedeți pe cei dragi mereu alături.